Prețul imobiliarelor în Cluj-Napoca crește de la o lună la alta. Așa se face că acum un metru pătrat într-un apartament se vinde cu prețul mediu de 1.523 de euro, cu 1,2% mai mult decât la finele lunii aprilie, când un apartament se vindea cu 1.505 euro metrul pătrat. Clujul este astfel orașul cu cele mai mari prețuri la imobiliare din țară. Dacă ne gândim că prețul mediu de vânzare al apartamentelor la nivel național este de 1.215 euro per metru pătrat. Potrivit unui studiu realizat de portalul imobiliare.ro, tendința de creștere a fost resimțită în toate marile orașe ale țării, atât pe piața veche, cât și pe cea nouă. Pe parcursul lunii mai, în Iași s-a depășit pragul de 1000 de euro pe metru pătrat ca medie de preț la apartamente. În Cluj-Napoca, creșterile resimțite pe cele două segmente de piață analizate au fost inegale. Apartamentele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,5%, de la 1552 la 1559 de euro pe metru pătrat. Apartamentele din cadrul noilor ansambluri rezidențiale s-au apreciat cu 2,2%, de la 1460 la 1492 de euro pe metru pătrat. Apartamentele din capitală s-au apreciat per ansamblu cu 1% luna trecută, de la 1315 la 1328 de euro pe metru pătrat. Creșteri au fost consemnate pe ambele segmente de piață analizate, vechi respectiv nou. În Brașov a fost consemnată o creștere de 0,5% a prețurilor apartamentelor, de la 1043 la 1048 de euro pe metru pătrat util. Locuințele din blocurile vechi s-au apreciat însă mai puțin, cu doar 0,2%. Mai exact, de la 1044 la 1046 de euro pe metru pătrat. În Constanța, apartamentele s-au scumpit cu aproximativ 2% și costă astfel, în medie, 1147 de euro per metru pătrat util, față de 1123 euro pe metru pătrat util la sfârșitul lunii aprilie. În vreme ce locuințele din blocurile vechi s-au apreciat cu 2%, de la 1122 la 1145 de euro metru pătrat, cele nou construite au un avans apropiat, respectiv 2,2%, de la 1127 la 1152 de euro pe metru pătrat. În Timișoara, așteptările vânzătorilor s-au majorat cu 1,6% luna trecută, de la 1182 la 1201 euro pe metru pătrat util. Apartamentele din blocurile vechi s-au scumpit mai mult, respectiv cu 1,7%, de la 1186 la 1206 euro pe metru pătrat util.